Baia Sprie se numără pe lista unităților administrativ-teritoriale din Maramureș care primesc subvenții pentru protejarea pădurilor. Măsura 15, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, este cea care va duce în final la salvarea pădurilor aflate în grija UAT-urilor, în primul rând prin subvențiile care vor fi acordate prin APIA și în al doilea rând prin regulile care vor trebui respectate. Noi protejăm aceste păduri acum pe 5 ani de zile, 5 ani de zile în care câștigăm creșterea pădurii, în primul rând, câștigăm zone de liniște, Baia Sprie fiind un oraș, stațiune turistică de interes local, are interesul de a-și proteja cât mai bine pădurile, în special din jurul orașului, vorbesc de dealul Minei, de zona Șuior, Mogoșa, zona Chiuzbaia, astfel încât turiștii care vin în zonă să poată să se deplaseze pe trasee turistice fără să întâlnească exploatații silvice, turiștii care vin la Lacul Albastru să poată să exploreze zona fără să fie deranjați de aceste exploatații silvice. Asta va permite și realizarea unor zone de liniște. Adică în zone în care nu se intervine pentru exploatarea silvică normală, și se intervine în general doar pentru lucrările de curățire sau rărituri sau lucrările excepționale în caz de furtuni puternice care creează doborături de vânt sau cazuri excepționale. Este vorba în total de 2400 de hectare în care se vor institui aceste zone de liniște. Asta va transforma Baia Sprie într-un oraș mai verde. Pădurile orașului Baia Sprie, în mare, ca să înțeleagă lumea, sunt cele care se află limitrof, limitei de intravilan, începând cu Tăuții de Sus, Baia Sprie, Lacul Albastru, continuând cu partea de Gutin, tot traseul de pe Gutin și spre Lacul Bodimogoș. 2400 de hectare este o suprafață mare care, pentru un UAT, să aibă în proprietate atât de multă pădure. Într-un fel, suntem limitați pentru că nu putem să facem dezvoltare în aceste zone, fiind fond forestier, dar în același timp ne bucurăm de un oraș care este într-o zonă de munte și într-o zonă naturală foarte frumoasă.